Salutare tuturor, eu sunt aici Uncio și bine v-am găsit, oameni buni, la top 10 hărți Minecraft. Acum, pentru acest top am ales hărți de toate tipurile, atât hărți de aventură cât și provocări nebune de supraviețuire. Sper ca acest top să vă placă, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați propunerile voastre în secțiunea de comentarii ce alte topuri să mai facem. De asemenea, dacă v-a plăcut atât de mult acest clip, nu uitați să-l distribuiți și prietenilor și să rugați pe acei prieteni să distribuie mai departe. Acest top este făcut în opinia mea. Este pur și simplu o enumerație de 10 hărți, care, bineînțeles, sper să vă placă. Find the Button, cea mai cunoscută hartă puzzle și probabil cea mai apreciată hartă puzzle din Minecraft de până acum. Find the Button este un joculeț puzzle în care, ei bine, trebuie să găsiți butonul. Nu este chiar atât de simplu. Cu toate că este o hartă mică, este foarte, foarte dificil să găsești acel micuț buton care este ascuns cine știe pe unde. Harta are 6 niveluri, bineînțeles, fiecare nivel fiind diferit, fiind decorat diferit și având butonul ascuns în diferite părți ale hărții, sub diferite forme. Dacă nu vă descurcați și vreți o provocare adevărată, puteți să vă chemați prietenii voștri și să îi provocați pe ei să găsească butonul înaintea voastră. Mult succes! Această hartă se numește Imperial City și este cea mai mare hartă renascentistă făcută vreodată în Minecraft, oameni buni. Această hartă a fost făcută acum 8 ani de zile și updatată acum 6 ani de zile. Evident, proiectul a fost abandonat de foarte multă vreme. Cu toate că a fost făcut pe o versiune foarte, foarte veche de Minecraft, aceasta poate fi montată chiar și pe o versiune mult mai recentă de Minecraft, pe versiunea 1.14.4. Evident, trebuie să dați acolo niște click-uri și s-ar putea să se strice anumite chestii pe hartă, dar hei! Aveți restul hărții intactă și incredibil de frumoasă. Am inclus această hartă datorită dimensiunii ei și datorită faptului că puteți intra pe această hartă și să furați niște mici idei și să faceți voi pe harta voastră acele lucruri. Sau, de ce nu, să porniți cu niște idei de aici și să le implementați pe harta voastră după ideile voastre. Este o hartă care cred eu că dezvoltă creativitatea voastră și că orice viitor constructor trebuie să înceapă de aici. Trebuie să analizeze fiecare element al acestui oraș în parte și să încerce să-și facă el propriul lui oraș sau propriul lui sistem. Încercați pur și simplu să copiați la început, să copiați cu fidelitate fiecare detaliu, după care încercați să înțelegeți ideea din spate și să vă creați voi propriul vostru sistem. Sper că v-am dat o idee foarte bună, mult succes! Se numește Falling. Este o hartă de supraviețuire în care trebuie să supraviețuiești într-o lume în care cuburile cad progresiv. Are posibilitatea de a fi costumizată așa după cum vreți voi. Spre exemplu, avem aici dimensiunea lumii, cât să fie lumea, 25x25, 50x50, 100x100, 200x200. Avem de asemenea posibilitatea să modificăm și alți parametri ai hărții, cum ar fi mob griffin, keep inventory, weather cycle, limit, crafting recipes și așa mai departe. Și avem și obiective. Avem posibilitatea de a vedea care sunt obiectivele. Dacă vreți, bineînțeles, să jucați după niște obiective, să aveți un scop pentru care să supraviețuiți. Și avem aici tot felul de obiective. Make an underground bunker, să faci un bunker subteran, să faci o statuie din piatră în acel bunker, să plantezi grâu, cartofi, morcovi și așa mai departe. Cam așa arată lumea, în momentul de față pică cuburi din cer, cuburi de la care bineînțeles poți lua damage și avem această unealtă care ne arată tot timpul în momentul în care uităm ce obiective avem. Cuburile astea pică tot timpul, nu numai că trebuie să faceți survival, dar trebuie să vă feriți și de cuburile care acum pică la infinit din cer. Sigur că supraviețuirea este foarte simplă, ne băgăm sub un cub de ăsta și ne rugăm la Doamne, Doamne să
să nu pice și un cup de TNT. Cred că există și posibilitatea să mai pice blocuri de TNT, nu știu. Este foarte interesantă și poate fi jucată în mai mulți jucători. Puteți să încercați până la 5-6 prieteni de-ai voștri, să chemați 6 prieteni de-ai voștri și să jucați această hartă împreună și să încercați împreună să supraviețuiți acestei lumi haotice. Și acum iată o hartă pentru adepții senzațiilor tari. Granny este o hartă disponibilă pentru versiunea de 1.12.2 și doar 1.12.2, în care, ei bine, nu știu exact ceea ce trebuie să faci, dar voi ăștia care știți care e treaba cu Granny asta, ei bine, trebuie să găsiți tot felul de obiecte, văd, Iovender, și să vă feriți de Granny și dați-i bătaie. Chemați-vă 1, 2, 3 prieteni ca să nu vă tremure chiloții și, ce să zic, mult succes! Star Wars dropperul. Nu cred că ar fi trebuit să existe acest top fără să includem și un The Dropper. Și având în vedere că vechiul The Dropper este pe o versiune foarte, foarte, foarte antică, m-am gândit să aleg acest The Dropper. Dropperul Star Wars este un dropper disponibil pe versiunea 1.12.2, în care, ei bine, puteți să vă chemați încă câțiva prieteni și să vedeți cât de repede puteți să completați cele 6 niveluri. Aceasta este o hartă foarte provocatoare creată de Peter 100, disponibilă pe versiunea 1.13.1, care are 4 moduri diferite de joc. Modul dropper, modul parkour, modul de aventură și modul cursă, unde puteți juca, bineînțeles, cu mai mulți prieteni de-ai voștri, 2 până la 4 jucători. Această hartă interesantă are mai multe niveluri pe care, bineînțeles, trebuie să le completați dacă doriți să terminați jocul. Are mai multe niveluri și fiecare are câte ceva interesant și, oh da, am uitat, ai o jumătate de inimă, doar o jumătate de inimă, și fiecare nivel trebuie să îl completezi cu o jumătate de inimă. Nu ai voie să cazi nici măcar o singură dată. Așa că mult succes! A, și iată, în sfârșit, după foarte multe căutări, am reușit să găsesc Bed Wars. Da, oameni buni, această hartă este o hartă vanilla, nu are absolut nici un singur mod, care funcționează pe versiunea 1.13.2, doar 1.13.2. Această hartă doar cred că se poate juca și pe echipe de câte 2. De altfel, se joacă fiecare o echipă, fiecare jucător o echipă. Și funcționează exact la fel ca și Bed Wars-ul de pe servere, oameni buni. Incredibil. Așa că chemați-vă prietenii, căci o să fie o luptă foarte, foarte aprigă. Flood Escape este o hartă epică disponibilă pentru versiunea de Minecraft 1.13.2 pe care o puteți juca cu prietenii voștri, în care, ei bine, trebuie să vă feriți de înnec. Trebuie să porniți de jos și să ajungeți undeva sus de tot. Challenge-ul este foarte dificil, întrucât apa aceea verde cam vine după voi și cam trebuie să vă grăbiți. Orice greșeală vă poate costa viața și indiferent de cât de sus ați ajuns, puteți să pierdeți căzând jos de tot. Perfect. Ok, Google, how do I craft a dispenser in Minecraft? Craft This este o hartă foarte interesantă disponibilă pe versiunea 1.8 și doar 1.8, în care trebuie să craftați tot felul de obiecte într-un timp limită. Fiecare are pătrățica lui în care trebuie să găsească resursa respectivă și să construiască lucrul respectiv. Așa că ce mai așteptați? Chemați-vă încă 3 prieteni și dați-i drumul la aventură. Acum este timpul să demonstrați cât de bun supraviețuitor sunteți voi, cât de repede știți voi să craftați un anumit obiect. Mult succes, dragilor! Border Town este o altă hartă incredibil de mare și incredibil de frumoasă, disponibilă pe versiunea 1.12.2. Această hartă nu este un minigame, dar este o hartă impresionantă,
de pe care vă puteți inspira, vă puteți juca cu prietenii tot felul de jocuri, de ce nu, să vă faceți voi propriile voastre minigame-uri, dar cred că această hartă este numai bună pentru a vă aduna câteva idei de construcții și pentru a vă inspira, de ce nu, să vă creați voi propriul vostru oraș. Uite, de exemplu, mie îmi place foarte, foarte mult acest zid și mă inspiră să-mi creez și eu propriul meu zid gigantic. Arată incredibil de fain. Cam acesta ar fi și topul pe ziua de astăzi, oameni buni. Vouă ce hartă v-a plăcut cel mai mult și ce hartă ați încercat până acum? Lăsați acolo în secțiunea de comentarii. De asemenea, lăsați idei pentru următorul top. Ce alte topuri să mai facem noi în Minecraft? Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Am fost gazda voastră aici, Uncio, și ne revedem data viitoare. Nu uitați să distribuiți prietenilor! Pa, pa!